gata. Ambasada Republicii Armenia în România și Muzeul Național de Istorie a României inaugurează astăzi expoziția Centenar Republica Armenia, România, Marea Unire, realizată cu sprijinul Uniunii Armenilor din România și al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România. O să dau cuvântul pentru început în calitate de gazdă domnului director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României, dr. Cornel Constantin Ilie. Presențiile voastre, domnule deputat, domnule ambasador, domnule secretar de stat, stimați oaspeți, ne bucurăm să deschidem astăzi la Muzeul Național de Istorie a României o expoziție foarte importantă, dedicată întâlnirii secol de la apariția Primei Republici Armene. Este o bucurie să deschidem această expoziție, o expoziție dedicată unui centenar, în anul în care sărbătorim și centenarul Marii Unii. După cum vedeți, suntem în același loc, avem expoziția dedicată centenarului Armeniei și alături avem expoziția dedicată sărbătoririi centenarului Unirii Basarabiei cu România. Este o datorie pentru noi și o bucurie pentru Muzeul Național de Istorie a României să realizeze această expoziție și să aducă aminte tuturor celor care locuiesc în această țară și care vor vizita expoziția că comunitatea armeană a avut un rol foarte important în trecutul istoric al României și că vom descoperi în istoria noastră mari personalități, începând cu domnitori, oameni politici, militari de carieră, oameni de știință, oameni de cultură, care s-au pus în slujba acestei țări și în slujba idealului sale. Sper să fie un prim pas spre o colaborare mult mai bogată cu Republica Armenia și să ajungem în viitorul apropiat să materializăm un proiect foarte amplu pe care îl dezvoltăm, desfășurăm de o bună bucată de vreme dedicat moștenirii culturale a armenilor din România. Vă urez bun venit și sper să aveți o experiență foarte plăcută, interesantă astăzi și în viitorul Muzeul Național de Istorie. Vă mulțumesc! Îl invit pe excelența sa, domnul Serghei Minasian, ambasador al Republicii Armenia, să ne adreseze pe moment. Your Excellency, Madam Minister State Secretary, Your Excellency, members of Parliament, Your Excellency, ambassadors, my colleagues, Your Eminence, dear director, dear compatriots, ladies and gentlemen. Today we launch a unique exhibition which is dedicated to a truly important milestone in the history of the Armenian people and the Armenian state. The centennial anniversary of the establishment of the First Republic of Armenia that we are going to celebrate on May 28, 2018. It is deeply symbolic that Romania is also marking a highly important anniversary this year, the centennial of the Great Unification. And there is no coincidence in this. 100 years ago, the Armenians and Romanians were factual allies during the First World War, and we were sometimes shoulder to shoulder in the same trenches, and our destiny was very often being decided in the same diplomatic halls and channels. And while amidst the critical crossroads and cataclysm of the war, the new Armenian state would emerge after the Armenian people suffered great trials and tribulations
and yet came victorious in the decisive battles against the advancing enemy. Along the same year, thousands of Armenians, survivors of the genocide and refugees from the Ottoman Empire, found safe haven on the hospitable soil of Romania, as the Kingdom of Romania appeared to be among the first states to officially grant them asylum. The exhibits, materials and documents comprising this exposition also highlight the diplomatic ties between the First Republic of Armenia and Kingdom of Romania. And you can see, for instance, the original coat of arms decorating the entrance of the Armenian consulate operating in Bucharest. These and other rare articles and documents were kindly offered to us by the archive service of the Romanian Foreign Ministry, and there are also items that were kept in the archive of the Union of Armenians of Romania and the Armenian Dossier of Romania. The exhibition includes materials demonstrating the important role and contribution of Romanian Armenians in different spheres of Romania's political, social, economic and cultural life, starting from the participation of Armenians in the Romanian armed forces in their fight for independence and unity of Romania. These exhibits also will demonstrate that Romania not only became second homeland for the survivors of genocide, but also hosted immigrants, famous political and military leaders after the fall of the First Republic of Armenia. My country and my people will always remember with deep gratitude Romanian compassion and generosity. Thank you, Romania. It is a matter of great pride both for Armenians and Romanians, then these strong ties maintained a remarkable continuity as Romania became the first country to establish diplomatic relations with the Republic of Armenia in December 1991. Today, we are at a very important juncture to further enhance and expand our relations. I would like to mention with great appreciation that the Romanian government has already approved the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement and sent it to the Parliament for ratification. We hope that, in the spirit of the centuries-old Armenian-Romanian friendship, and just as another symbolic gesture, the Romanian Parliament will be one of the first among the parliaments of the EU countries to ratify this important framework agreement. This will allow us to develop new format and modalities of our cooperation in different spheres, both on bilateral and multilateral levels. In conclusion, I would like to heartily thank all those whose contribution and assistance proved instrumental in organizing this magnificent exhibition. The Union of Armenians of Romania was enormously helpful in providing and preparing the greater part of the exhibits, and the Armenian Dossier of Romania contributed with very precious historical materials, the above-mentioned coat of arms belonging to the Armenian consulate in Bucharest among them. We are genuinely grateful to our sponsor, wine producing company Vinarte, and water resources management company Viola for their invaluable contribution and continued cooperation. And of course, our special thanks goes to our host and partner, the National Museum of Romanian History. Last but not least, we are extremely grateful to the Minister of Foreign Affairs of Romania and his diplomatic archive department for their support, and to the government of Romania in general. We are also grateful to you all for honoring us with your presence. Thank you. Îi ofer cuvântul în continuare domnului Varujan Vâzganian, deputat și președinte al Uniunii Armenilor de România. Mulțumesc foarte mult. Întâi aș vrea să vă transmit mesajul președintelui Senatului României, domnul Călin Popescu Tăriceanu. Trebuie să vă spun de la bun început că nu este pentru prima oară când mă adresez participanților la un eveniment legat de istoria și civilizația poporului armean. Am avut întotdeauna admirație pentru acest popor care și-a dezvoltat cultura și și-a păstrat credința creștină în condiții istorice vitrege, dând în acest fel un exemplu de demnitate și târziu.
Evenimentul de astăzi, dedicat împlinirea 100 de ani de la proclamarea Primei Republici Armenia, fondată în anii Primului Război Mondial și întreaga perioadă de la începutul secolului 20, au însemnătate aparte, atât pentru România, cât și pentru Armenia. Este simbolic faptul că astăzi verniseră această expoziție organizată de Ambasada Republicii Armenia, cu sprijinul Muzeului Național de Istorie a României și a Uniunii Armenilor de România, expoziție care îmbină armonios două aniversări importante pentru istoria celor două popoare și țări, centenarul Marii Uniri și centenarul Primei Republici Armeniei. Între destinul poporului armean și cel al poporului român s-au format multe elemente comune, iar expresia cea mai convingătoare între tăierii celor două destine este comunitatea armeană din România, o comunitate care s-a dezvoltat începând cu secolul al X-lea în țările române, care a îmbogățit prin contribuție ei cultura și spiritualitatea noastră. Comunitatea armeană și-a manifestat în mod exemplar recunoștința și loialitatea față de noua patrie România. Printre eroii martiri ai armatei române din Primul Război Mondial se numără numeroși soldați de etnie armeană. În București există un monument dedicat memoriei lor. Se cuvine să evocăm în acest context figura locotenentului Gabriel Prunco, căzut la datorie la numai 21 de ani. Pentru a comemora sacrificiul său eroic, bustul său turnat în bronz a fost amplasat în fața gării din Mărășești, pe care a apărat-o cu prietul vieții sale. Și aș mai adăuga pe generalul Iacob Zalif, unul dintre conducătorii armatei române în Primul Război Mondial, care a avut o contribuție însemnată la unirea Bucovinei cu România. Regatul României a recunoscut Republica Armeană creată în 1918. Așa cum este prezentat în această expoziție, în urmă cu 100 de ani la București funcționa Consulatul Republicii Armenia, care cu acordul Regatului României elibera acte oficiale refugiaților și emigraților armeni, chiar și după destrămarea Primei Republici Armene. Multe elemente comune ne leagă și în prezent. Și în această privință putem remarca faptul că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Armenia în decembrie 1991. Îmi exprim și cu acest prilej aniversar încrederea că relațiile bilaterale dintre țările noastre vor continua în același spirit și că patrimoniul comun de valori și istorie care există între popoarele noastre va continua să ofere o susținere solidă a relațiilor parteneriale dintre Uniunea Europeană și Republica Armenia. Adresez felicitări cordiale organizatorilor acestei expoziții. Ce aș mai putea adăuga eu în fața unei istorii care este și tragică și ironică în același timp, decât că acum 100 de ani s-a înființat Uniunea Armenilor din România ca să primească pe refugiații armeni supraviețuitorii genocidului din 1915. Și după 100 de ani eu, urmașul bunicului meu care a venit în țară prin susținerea Uniunii Armenilor, sunt președintele Uniunii Armenilor din România și am bucuria și onoarea să deschid această expoziție împreună cu cazul rămase la Muzeul Național de Istorie, împreună cu întâi stătătorul bisericii noastre, episcop Dateva Corchian, și cu reprezentantul Republicii Armenia. Așadar, istoria este o spirală și întotdeauna ne întâlnim prin istorie, prin străbuni, cu noi înșine și eu zic că e bine ca de fiecare dată să fim pregătiți la această întâlnire cu istorie. Vă mulțumesc! Avem un nepot aici, Parujan Pambucian, care stă în spate. Îi ofer cuvântul domnului
Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale, să transmită mesajul domnului ministru al Culturii și Identității Naționale. Excelența voastră, domnule ambasador al Republicii Armenia la București, Sergei Minasian, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, onorată asistență. Vorbele mele sunt puține pentru o istorie atât de grea și de profundă, brăzdată cu mult sânge, cu speranță, dar mai ales cu încredere că binele va fi cel care va învinge. Nu este deloc întâmplător că două națiuni își găsesc ființa în anul astral al Europei, 1918. Nu este deloc întâmplător că aceste două popoare s-au regăsit pe traseul istoric și că au consumat împreună multe din frumusețile lumii, dar și din greutățile ei, și că au răzbit în timp. Că și-au regăsit ființa în sfârșit, discutând astăzi, iată, la 100 de ani, despre anii care vin, pentru că istoria noastră ne îndeamnă să vedem lumina care se așează peste ziua de azi, dar mai ales peste ziua de mâine. Să fie acesta un semn că în lume binele, adevărul și iubirea poate triumfa. Să fie acest un semn care să ne adune împreună pentru a sărbători, iată, 100 de ani, de două ori 100 de ani și sutele de ani care vor veni în pace. Pentru că tot ceea ce a dorit omul de-a lungul timpului a fost pacea. Să ne regăsim pacea interioară, desfășurând în zona noastră de influență și în zona noastră exterioară acea lumină care se poate aduce pacea în lume. Este un exemplu extraordinar pentru ceea ce înseamnă a fi împreună în istorie. Singuri ne naștem, dar în istorie nu putem fi altfel decât împreună. Să fiți încredințați că poporul român va fi acolo unde este de mii de ani, dinpreună cu popoarele care își doresc pacea în lume, iar poporul armean, care a suferit atât, este unul dintre ele. Sunt încredințat că și pentru dumneavoastră vorbele lui Nicolae Iorga sunt la fel de importante, poate și astăzi, așa cum sunt importante pentru noi. Când vitalitatea unui popor nu se exprimă în politică, atunci ea se exprimă plenar în cultură, ținând vie ființa națională. Așa să fie. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru prezență. Vă invităm să vizitați expoziția și desigur să ciocnim pahar în cinstea acestei expoziții. Vă mulțumim! Thank you.